CFR Călători a anunțat că va avea în circulație capacitatea maximă de transport tehnic disponibilă în perioada călătoriei apostolice a Papei Francisc în România dintre 31 mai și 2 iunie 2019. Astfel, pe 31 mai vor circula mai multe trenuri spre și dinspre București. Pe 1 iunie vor fi suplimentate garniturile de pe rutele Brașov, Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc-Adjud, Miercurea Ciuc, Cluj-Napoca, Iași-Bacău, Iași-Pașcani și Iași-Vaslui. Totodată, duminică 2 iunie, vor fi puse în circulație mai multe trenuri pe rutele Blaj-Sighișoara-Brașov și Blaj-Alba Iulia. Având în vedere că dintre orașele vizitate de suveranul pontif, două sunt și importante centre universitare, CFR Călători face un apel la studenții care beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată să își programeze călătoriile astfel încât să evite utilizarea celor mai solicitate trenuri pentru evenimentele religioase din orașele respective.